Răzvan, azi vineri, 11.11.2022, ora 8, sunteți invitați pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Urban Județul Batou, care se desfășoară în sala mare a primăriei Comunei Urbene din satul Urben, strada Luz, numărul 178, Comuna Urben, Județul Batou, unde va fi dispusă analize și dezbatere următoarele proiecte a ordinii de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Urbene de Subacu, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării membrilor în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Urbene, inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bursilor școlare, inițiator primar Popa Costache. Nu mai dăm la... Nu, asta e unul. Suntem de acord? Da. Dăm numai la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creării bugetului venitorilor cheltuielilor Comunei Urbene pentru Batou, inițiator primar Popa Costache. Da, așa cum v-am mai spus, o să dau citire referatul de aprobare cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Batou Urbene, județul Batou, pe 1 noiembrie 2022. În baza prevederilor din bugetului de stat pentru anul 2022 a legii finanțelor publice numărul 273/2006, legea 571 privind codul fiscal cu modificările și comedelul derivare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Urbene, bugetul de venituri și cheltuieli al Batou Urbene va suporta următoarea modificare. Pe partea de venituri va fi suplimentat cu suma de 7,90.000 lei sume de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale și pentru ajutoare de încălzire, suma de 200.000 lei din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cod 11.0206 și sumă provenită din finanțarea bugetului din anii precedenți cod 363200 cu suma de 11.090.000 lei. Pe total venitul 219.080.000 lei. Și au fost repartizate pe categorii de cheltuieli, la capitolul 5102 Autorități Publice și Acțiuni Externe, la partea de personal a fost diminuat cu 7,70.000 lei, la partea de bunuri și servicii suplimentat cu 10.000 lei la încălzit iluminat și forță motrică, cu 5.000 la carburant și cu plefiliați, poștă telecomunicații 3.000, 2.000 la materiale și prestări servicii caracter funcțional, minus 5.000 pregătire profesională, și la alte cheltuieli cu bunuri și servicii 118.010.000 lei. Pe total capitolul 125.040.000 lei. La capitolul de învățământ a fost alocată suma de 52.000 lei, din care 50.000 pentru încălzit iluminat 19.532, apă canal 13.46, carburant supliant 8.000, transport persoane 17.000, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare minus 8.000 lei, iar pentru 20.0105 carburant și lucrat 2.000 lei. La partea de asistență socială, capitolul 6802, a fost diminuat capitolul cheltuielii personal cu 0,5 lei și la capitolul bunuri și servicii suplimentat cu 1,5 lei la încălzit iluminat, carburant 0,5 lei, hrană pentru oameni 1.000 lei și ajutoare sociale numerar 7,9 lei. Total capitol 10,40 lei. La locuințe servicii de dezvoltare publică, pe partea de bunuri și servicii, a fost suplimentat cu 17.000 lei pentru încălzit iluminat forță motrică. La partea de drumuri, la carburant și lubrifianță, a fost suplimentat cu 15.000 lei. Pe total cheltuieli, 219.080.000 lei. Bugetul de venituri și cheltuieli al Batou Urbene pentru anul 2022 va avea următoarea formă. Pe partea de venituri proprii, total la 1.428.020.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 403.000, trimestrul 2, 434.000 lei, trimestrul 3, 453.050.000 lei și trimestrul 438.050.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, 3.867.000 lei total an, repartizate în trimestrul 1, 891.000, în trimestrul 2, 860.000, în trimestrul 3, 834.000, trimestrul 4, 1.222.000 lei. Cote de facare din impozitul pe venit, total anul 1.571.000, trimestrul 1, 392.075.000 lei, repartizate în mod egal pe toate trimestrele, 392.075.000 lei. La parte de subvenții și de la alte nivele ale administrației publice locale, total 389.090.000 lei, 247.090.000 trimestrul 1, 41.030.000 trimestrul 2, trimestrul 3, 16.070.000 lei și trimestrul 4, 24.000 lei.
finanțare din PNDL, 258,70 lei, este total an, 171,10 total trimestru 1, trimestru 2, 24,50 lei, trimestru 3, 0 și trimestru 4, 63,10 lei. Finanțare de la Jupis, 231,20 lei pe total an, trimestru 1, 76,80 lei, trimestru 2, 16,80 lei, trimestru 3, 16,70 lei, trimestru 4, 20,90 lei. Sponsorizări 16.000 lei în trimestru 3 de partizare. Total venituri 7.272,10 lei pe total an. Repartizate în trimestru 1, 1.934,65 lei, în trimestru 2, 1.728,05 lei, în trimestru 3, 1.712,50 lei, în trimestru 4, 1.896,90 lei. Și total cheltuieli 7.807,10 lei pe total an, 1984,65 lei, în trimestru 1, în trimestru 2, 2010,55 lei, în trimestru 3, 1862 lei și în trimestru 4, 1949,90 lei. Față de cele arătate mai sus, rugăm să analizați și să dispuneți în ulterior unei decizii în vederea bunei desfășurări activității. Și o să dau citire și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, articolul 1. Se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează. Și nu mai dau citire, că sunt cifre citite anterior, le aveți și dumneavoastră. La articolul 2 se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 7,90 lei pentru ajutoare de încălzire, combustibil solid și sau petrolier, sumă încasată de la Jupis în noiembrie 2022. Articolul 3 se propune spre aprobare suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli anul următorului terțiar de credite și coagente. Gimnazial numărul 1 Orbeni, cu suma de 50.000 lei, conform notei de fundamentare. Și articolul 4, sumele înscrise în buget pe anul 2022, vor avea ca baza legală, de efectuare acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajare cu turismul. Da, cam astea. Fiind final de an, întotdeauna, după cum ați observat, încercăm să echilibrăm bugetul, să mișcăm cifre de la un capitol la altul, pentru a finaliza cum trebuie anul 2022. Posibil să ne mai întâlnim până la finalul anului cu rectificări de buget în condițiile în care vor mai fi urgențe, probleme sau alte sume care vor intra în conturile OAT Orbeni. Dar vom vedea în momentul potrivit. Cam asta ar fi. Discutim. De bugetul, bugetul și atunci punem despre aprobare cine este pentru. Referitor la proiectele pe alea 2 pe PNDL 2, s-au încheiat, chiar ieri am avut o discuție cu Ministerul. S-au închis și din punct de vedere financiar și din punct de vedere fizic toate cele 5 proiecte cu Ministerul Dezvoltării. Deci și nu au fost niciun fel de probleme, au fost decepționate, toate sunt funcționale. Și Ministerul a dat ok pentru închidere. După să vedem ce mai primim pe viitoare. Ce am primit, s-a finalizat. De ce nu punctul 2? Da. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea designării membrilor Consiliului de Administrare al Școlii Gimnaziale numărul 1, Odrenie, tot primar, Popa Grotec. Domnul Mă, citiți. Pe ce rog, să vedeți? Nu știu. Avem formulată din partea școlii o adresă prin care ne cerem să desemnământul imediat ședinței Consiliului, reprezentanții Consiliului Local Orbeni în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Orbeni. Firește că s-au procedat la întocmirea unui proiect de hotărâre. Dau citire raportului de specialitate privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Orbeni în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Orbeni, având vedere solicitarea adresată Primăriei Comunei Orbeni Județul Bacău, prin doamna director, cât și în conformitate cu prevederile articolului 96 aliniatul 1 din legea numărul 1 pe 2011, legea Educației Naționale, așa cum a fost modificată și completată prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 49 din 2014, privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, corroborat cu articolul 4 aliniatul 1 din legea și cei de la anexa la ordinul Ministerul Educației Naționale numărul 4619 din 2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
se impune ca fiind necesară, dar și oportună, delegarea unui număr de 2 consilieri locali din cadrul Consiliului Local Orbei, județul Bacău, în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Orbei, fapt pentru care am promovat acest proiect de hotărâre. Da, urmează să desemnați 2 reprezentanți. Aceștia vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1. Puteți face propunere. Eu am o propunere pe domnul Faraide. Da. Una dintre propunere. Eu propun pe domnul Chiamuș Gheorghe. Dar doar l-ai numit Chiamuș Gheorghe, pe doilea și-o mie. O să fie mulțumit că da. Cine este Chiamuș Gheorghe? Împotrivă? Abținere? Una dintre. Deci, la concluzie, proiectul de hotărâre privind aprobarea bursilor școlare inițiator de mare școlare. Așa, după cum bine știți, trebuie să îndeplinim și procedura. De a trece prin Consiliul Local să aprobăm bursele școlare acordate elevilor de la școala gimnazială numărul 1. Bine, cu ambele din adresa. Avem adresa școlii, numărul 3167 din 7-11-2022, unde școala gimnazială numărul 1, reprezentată de doamna profesor Borbulescu, directora unității de învățământ, ne informează că în anul școlar 2022-2023, conform ordinului Ministerului Educației numărul 5379 din 7-9-2022 și HG 1094 din 6-10-2021, Comisia de Evaluare și Acordare de Bursă Școlare a aprobat un număr de 150 de dosare, astfel, burse de ajutor social 95, burse venit mic, spune doamna directoră, 79, burse orfani, copii fără până 10, burse de boală 6. Deci acele 95 de burse sunt formate din cele 3 categorii. Burse de studiu pentru burse au fost 21 de dosare, burse de merit 31 și burse de performanță 4. Totodată ne transmite și o situație financiară a plății burselor pentru anul școlar 2021-2022 și bursuri necesare pentru plata burselor până la 31-12-2022. Și în baza acestei adrese, sunt oferit și un referat de aprobare și un proiect de hotărâre, care vă aduce la cunoștință. La citire referatului de aprobare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, semestru 2, lunile septembrie-decembrie, pentru elevii din învățământul preuniversitar, Comuna Orbei, județul Bacău. Prevederile articolului 82 alineatul 1 și 2 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificări și completări ulterioare, articolul 4, anexa criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, prevederile ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineret și Sportului numărul 5576/2011 privind acordarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor de învățământ prin Universitatea de Stat cu modificări și comentarii ulterioare. Prevederile HG 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământ prin Universitatea de Stat cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022. Adresa școlii gimnaziale numărul 1 Orben din 3341 din 16-5-2022, prin care ne este comunicat numărul de burse și cuantumul aprobat de către Consiliul de Administrație pentru anul școlar 2021-2022, semestru 2, lunile septembrie-decembrie. Prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolul 87-88, articolul 129, alineatul 1, alineatul 2, litera A, B, D, alineat 4, litera A, alineat 7, litera A din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare. Având în vedere cele expuse anterior, vă supun spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul curselor aferente anului școlar 2021-2022, semestrul 2, pentru luna septembrie-decembrie. Și o să dau citire și proiectul de hotărâre. Nu mă citesc prea bun.
Deci, articolul 1 din proiectul de hotărâre se propune spre aprobare numărul și cuantumul burselor aferente anului școlar 2021-2022, semestrul 2 pentru perioada septembrie-decembrie, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Urbeni de Zubacău. Astfel, burse de merit 31, burse de studiu 21, burse de ajutor social 95, burse de performanță 4. Articolul 2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul școlar 2021-2022, semestrul 2, luni de septembrie-decembrie, astfel 100 de lei per lună pentru fiecare bursă de studiu, respectiv bursă de merit pentru elevii cu media între 9 și 9,99, 150 de lei per lună pentru fiecare bursă de merit pentru elevii cu media 10. Articolul 3. Numărul de burse va fi comunicat de către școala gimnazială numărul 1 Orben, Consiliul Local Orben, în vederea alocării sumelor necesare din bugetul anului 2022. Criteriile de acordare a burselor se stabilesc în cadrul Consiliului de Administrație al școlii gimnaziale numărul 1 Orben, în limita fondurilor stabilite prin bugetul local. Răspunderea pentru încadrarea criteriilor generale și specifice de acordare a burselor revine fiecare ordonator terțiar de credite. Plata burselor prevăzute în prezenta hotărâre este condiționată de alocarea resurselor financiare pentru acordarea burselor de către Guvernul României. Primarul Comunei Orben, Județul Bacău, prin intermediul compartimentului de contabilitate, precum și ordonatorul terțiar de credite, vor duce la îndemână prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiții legii numărul 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificări și cu vederul. Și articolul 8. Secretarul General Comunei Orben va comunica prezenta hotărârii primarul Comunei Instituției prefectul Județului Bacău, persoană prevăzută la articolul 6 și va fi adusă la conștiința publică în condițiile legii. Da, cam astea ar fi. Sunt discuții? Legat de bursele școlare. Deci dosarele trec, așa cum ați observat dumneavoastră, prin filtrul Consiliului de Administrație și ei fac o analiză acolo, având în vedere criteriile impuse de lege și raportat la sumele alocate, numărul de dosare va fi aprobat diferit și bursele alocate și trimise către copii. Nu ce-i dat. Nu? Se nebune, nu? Da. Cine este pe aici? Când mă ținem la Dumnezeu, că a fost copii de oameni, înseamnă doar 900. Și noi îi dorim același lucru, imaginați. Când învață mai bine, cu atât îi mai bine pentru toată lumea. Da, să aibă în doate, îndeapărat. Eu am zis să învețe, nu să aibă în doate. Mă duc poate să-i primi gândul ăla. Da, cam asta e lumea de zi, noi vă mulțumim. Să dea Dumnezeu cu aia și ne vedem în bine. Da, da, da.